reacționează, altfel este, se compune, dacă vreți, fața a unui om care, nu știu, face sport sau știu ce face... habar n-am ce pot să spun. Habar, dar nu o să vă spun, pentru că știți și voi mai bine decât mine. Eu sunt mai degrabă cu cititul. Repet, lucrul ăsta... acum, eu nu vorbesc, asta nu e nici de bine, nici de rău, la modul absolut. Pentru că poți fi foarte minunat un sportiv minunat să fii... După aceea să-ți spune moaca, portetul prin oraș mai departe, sau un chitarist, sau nu știu ce. Eu nu vorbesc în termeni valorici, eu vorbesc acum în termeni de experiențe de viață. Eu cred că, consider că printre experiențele fundamentale de viață, și credeți-mă că am trecut prin foarte multe experiențe de viață, am fost în Madagascar, erau să mă mănânci calibare, de bune, nu grubesc ca mine. Înaintea mea a fost mâncat un belgeaș, a fost într-o delegație, a fost mâncat un belgean, mâncat, nu așa, mâncat, pur și simplu. Deci, și delegația Belgiei s-a retras cu scandal de la Jocurile Francofoniei, asta a fost în 97. Dacă vreți să ridicați presa din 97, franceză, și o să găsiți detaliul. Am fost în Tibetul de Nord, nu mai vorbesc de spațiu slav și european. Printre experiențele fundamentale de viață care m-au marcat, poate mult mai tare decât călătoriile, și îmi plac foarte tare călătoriile, decât iubirile, relațiile umane și așa mai departe, certurile, din potrivă, amiciții și așa mai departe, este această experiență care m-a făcut să înmagazinez și să consider ca aproape, ca niște cărți ale mele, de exemplu, niște romane de Dostoievski, dacă ați citit, dacă nu, vă sfătuiesc foarte, foarte insistent, niște romane, niște texte de Kafka, pe care îl consider al meu, deci niște pagini de Gombrowicz, dacă n-ați citit jurnalul Gombrowicz, vă sfătuiesc cu toată insistența, și așa mai departe. Pentru că uimirea este că cineva pe care a trăit poate un secol înaintea ta, sau care a trăit cu totul altă spațiu, în America Latină, sau în Tibet, sau nu știu unde, spune cu niște lucruri pe care spune cu niște cuvinte pe care tu nu le poți găsi la moment, adică nu se formulează la moment acele cuvinte, spune niște lucruri esențiale.